Stimați prieteni, vă salut. Nu am reușit să fac filmuleț când a mers etapa de curățare și restaurare acestui amplificator Crown Macrotech 3600VZ. Iată, am ajuns la, spunem așa, o etapă prefinală. Vreau să vă prezint ce s-a primit. Deci a fost curățită toată rugina, amplificatorul a fost vopsit, carcasul, doar carcasul a fost vopsit, unde a fost rugina, s-a curățat. Iată, am montat aici unul din canale. A fost posibil și am schimbat alte șuruburi noi, avem alte șuruburi noi. Multe piese din cele care au fost uzate au fost înlocuite cu altele noi. Prefinalii au fost înlocuiți cu alții noi și multe alte lucrări care s-au făcut. Placa de intrare a fost curățită, deci am doar canalul stâng, la moment l-am funcțional, deci iată. Deci urmează să montez al doilea canal, îl asamblez bineșor și îi fac o testare finală pentru a vedea puterea care o furnizează la ieșire în 4 ohmi, cât și funcționalitatea. De încălzit nu se încălzește, ventilatorul lucrează sau suflă într-o turație, cred eu, constantă, nu are trepte de reglare. Un amplificator destul de bun, interesant, simplu și foarte greu de reparat, aș spune eu. Mi-a luat foarte mult timp, nu am putut să stau doar cu acest amplificator pentru a lucra la el, că mai sunt și alte lucruri la reparație. De aceea mi-a luat foarte mult timp, anume pentru demontarea totală, pentru curățire, pentru vopsire, gruntuire, toate etapele respective, pentru a putea mai apoi monta plăcile la loc. Da? Radiatoarele acolo o să fie poze în filmuleț, o să adaug. Transformatoarele au fost din nou, au fost, deci presupun eu că acest amplificator a stat undeva într-un subsol, în umezeală sau în apă, fiindcă era tot absolut ruginit. Transformatoarele au fost demontate, curățite, aduse la condițiile normale de funcționare, siliconate, iarăși din nou așa cum a fost de uzină. Aici sub placă sunt niște cartoane, au fost comandate alte cartoane noi și deci s-a restaurat în totalmente. Nu știu dacă se merita, așa investiții și timp pierdut cu acest amplificator, dar în final vă spun cât timp mi-a luat restaurarea acestui amplificator și da, cât timp mi-a luat restaurarea acestui amplificator și la o concluzie vom vedea finalul, care sper eu să fie foarte, foarte interesant. Deci la moment am canalul drept reparat. Iată. Stimați prieteni, am ajuns la etapa de asamblare a canalului 2 de la acest amplificator, adică la doilea canal. Deci iată, aici a fost tot ruginit. Eu am curățit. Iată de culoarea galbenă se vede acel carton despre care vorbisem. Am adus aici cartonul care a fost, iată, se vede așa. Eu am găsit exact așa carton, este un carton special.
care se utilizează în electricitate, electronică. Am tăiat exact aceeași mărime și la un canal deja este montat, totul bine. Acum lucrăm la al doilea canal. Și iată, am ajuns la acel moment când trebuie să montez radiatoarele, unde mai apoi vor fi montate tranzistoarele. Așa. Iată așa arată radiatoarele la al doilea canal. O să punem și pozele cum erau inițial aceste radiatoare. Și pe video deja se vede în ce stare sunt ele. Vreau să vă spun că tranzistoarele finale au fost montate prin șuruburi de așa tip de aceste radiatoare. Șuruburile fiind de metal, din metal, din fier, adică din fier, radiatorul fiind din cupru, amplificatorul stând în apă, fierul a ruginit în cupru. În momentul când noi am încercat să le deșurubăm aceste șuruburi, ele s-au rupt. Iată, avem aici rupte. Mai multe sunt. Iată, aici. Aici avem. Deci, iată, așa o situație. Am umblat cu aceste radiatoare, cred că la 6 sau 7 meșteri, pentru a extrage bucățile din metal care au rămas, bucățile din șurub care au rămas în radiator. Iată, după cum se vede chiar aici, în acest loc, se vede cum a rămas o bucățică din șurub și am fost nevoit ca să găurim la jumătate de milimetru lângă, să găurim și să facem filet din nou. Exact aici, doar că s-a primit direct în șurubul rupt. Nu e evident că altele au fost scoase. Deci cam așa. Foarte greu și cu multă muncă, încetul cu încetul, câte un singur tranzistor, câte unul și se completează radiatoarele unde sunt amplasate tranzistoarele de putere la acest amplificator. Deci iată, am montat pe canalul 2-6. Am pornit al doilea radiator, a șaptea tranzistor. Ce am vrut să vă spun interesant. Iată, am așa niște tranzistoare. Tranzistoarele nu sunt cumpărate de mine, sunt cumpărate de către proprietarul acestui amplificator. Sper eu că ele sunt originale. Eu sper că sunt originale. Urmează deja să vedem la o testare mai profundă acestui amplificator. Deci nu știu de unde au fost procurate. Proprietarul mi-a adus tranzistoarele pentru acest amplificator, toate noi. Așa, iată aici mai am tranzistori. Toți au fost împerecheați conform parametrilor. Și ce am vrut să vă spun interesant. Nu știu cine este producătorul și dacă sunt într-adevăr de la Crown aceste amplificatoare, aceste tranzistoare, pardon, deci terminalele fiind date cu, să spunem așa, a fost depus un strat subțire de nichel pe terminale, nu știu din ce considerent, dar dacă acest strat de nichel protector probabil că nu este curățat bine cu hârtie abrazivă, nu vom putea lipi tranzistoarele pe placă, deci aliajul nu se lipește. Am încercat cu diferiți fondanți pentru lipire și nici ca acum nu se lipește aliajul de terminalele acestor tranzistoare. După ce le-am curățat bine terminalele cu această hârtie, deja aliajul se lipește, terminalele au fost cositorite,
și deja urmează a fi lipite pe placa amplificatorului. Deci asta am vrut să vă spun, că tranzistorii au fost comandați, nu știu de unde, nu știu la ce preț, proprietarul amplificatorului mi-a transmis. Tranzistoarele au fost amplasate, iată așa, în această burietă de penoplast. Deci aici au fost tranzistorii puși. Și din toți câți am comandat, că am comandat puțin mai mulți, deci cu câțiva tranzistori mai mulți, nu mai țin minte, am împerecheat 24 de tranzistori cu același factor de amplificare. Și iată, la lipirea acestor tranzistoare am întâlnit așa problemă, că ei nu se lipesc. Deci dacă se mai întâlnește cineva cu astfel de problemă, atunci utilizați hârtie abrazivă, curățați bine terminalele și aliajul se va lipi. După aceasta, depunem un strat subțire de pastă termică, un strat foarte, foarte subțire, pentru a face o legătură cu radiatorul, o legătură de a transmite căldura mai bună, îl montăm și îl lipim. Asta e. A doilea canal. Stimați prieteni, sunt la ultima etapă, etapa finală. Am pornit și canalul 2. Mi-am mai luat încă 5 zile ca să găsesc și aici problema la acest amplificator. Vreau să vă spun că astfel de model de amplificator nu am avut niciodată la reparație, este primul. L-am învățat deja pe de rost, știu absolut tot ce și cum și unde se află. Și ce am vrut să vă spun, că canalul 2, deci primul canal a pornit deodată, canalul 2 am lucrat la el încă 5 zile. Și iată, sunt acum la ora, spunem așa, 12 de noapte, și am identificat problema și la canalul 2. Și anume, deci cei care se mai ocupă cu acest domeniu și întâlnesc aceeași problemă, anume că pe ieșire măsurăm o tensiune de 5V, aici luminează doar LED-ul, adică când este defectul, luminează doar LED-ul de ce scrie și semnal, ODEP nu luminează roșu. Și pe ieșire măsurăm o tensiune de 5V, puteți să vă inspirați din careva măsurări, deci iată eu aici am scris, conectorul J700, deci J700 se află aici, sus. Și ce avem sus, identic este și jos. Deci J700 și iată avem toate măsurările cu multimetru în volt la fiecare terminal. Și iată la terminalele 5-6, eu nu aveam această tensiune de plus minus 11V. Este o tensiune de protecție care dirijează termostabilizarea. Termostabilizarea la acest amplificator este realizată pe microcircuitul LM324. Deci iată. Deci problema era în acest microcircuit. L-am înlocuit cu altul și amplificatorul a pornit deodată. Deci iată. Așa, avem canalul 1. Canalul 2 funcționa, dar oricum le-am conectat pe ambele. De încălzit nu se încălzește deloc. Funcționează foarte stabil. Am reglat aici curentul de repaus la ambele canale, deja din start. Și menționez încă o dată, sper că
proprietarul acestui amplificator se uită la acest filmuleț și menționez că dacă tranzistoarele de ieșire care mi le-ați trimis au fost procurate originale, eu dau garanție la acest amplificator minimum 10 ani. Dacă dumneavoastră tranzistoarele le-ați luat chineze, eu garanție nu pot să dau. Dar dacă ele sunt originale, atunci eu dau garanție de 10 ani la acest amplificator, fiindcă este totul absolut original schimbat, totul absolut reglat. Carcasul a fost curățat de rugină, a fost vopsit, s-au schimbat alte șuruburi noi. Iată, observăm, șuruburi noi aici avem. Iată, șuruburi noi. Totul s-a curățit. Absolut tot funcționează. Ce urmează eu să fac cu acest amplificator? Să-i mai fac încă o testare cu semnal sinus, să văd ce putere are pe fiecare canal în 4-1. Până aici, mulțumesc tuturor și vă doresc să aveți cât mai puține surprize la evenimente din partea aparatajului. Mai bine volumul să fie la mediu și să scoateți evenimentul în capăt, decât să fie la maxim și să la jumătate de eveniment să ardeți utilajul. Stimați prieteni, sunt la ultima etapă, sper să fie ultima. Urmează să testez acest amplificator după ce a fost restaurat, după cum am menționat în acest video. Urmează să-l testez, ambele canale sunt funcționabile. Așa, am adăugat aici această manetă, să-i spunem așa, mai corect, cu ajutorul căruia voi regla volumul la acest canal, îl voi testa, fiindcă amplificatorul așa l-am primit la reparație fără de un acest muner și fără de butonul de pornire. După cum vedeți, amplificatorul este conectat, este puțin diferit de alte amplificatoare. Deci atunci când este conectat și totul este în ordine, la ambele canale luminează aceste LED-uri de culoare roșie ODEP. În caz că unul din canale este în protecție sau nu funcționează, atunci luminează LED-ul de jos verde, cel roșu este stins. Atunci când unul din canale nu este funcționabil sau amplificatorul este în avarie, loc. Deci aceste LED-uri ne indică atât prezența semnalului, cât și amplificatorul când este în avarie. Așa, s-a auzit ușa, parcă mi-a părut că cineva a intrat. Deci, la moment suntem la ora 2 de noapte, așa. Nu merg acasă până nu-i fac un test acestui amplificator ca apoi să pot să dorm mai liniștit. În timpul când am testat canalul 2, canalul care foarte mult am lucrat la el, cel mai mult, în timpul când îl testam în semnal sinus cu sarcină de 4 ohmi, la mărirea volumului mai mult de jumătate, amplificatorul a intrat în protecție, anume canalul 2, și au ars două tranzistoare de pe aceeași semiperioadă. Iată, C81-88-2. Mi s-au ars două tranzistoare. Presupun eu că aceste două tranzistoare au avut o problemă din uzină. Le-am înlocuit cu altele două, fiindcă în momentul când am comandat la proprietar tranzistoarele, am luat cu rezervă a câte 4 tranzistoare pe fiecare semiperioadă. Așa, deci iată, aceste două ars au fost înlocuite, amplificatorul a pornit din nou. Așa. Vom măsura curentul consumat de către un canal, curentul consumat din rețea, așa, aici
tensiunea de alimentare a etajului final, care este plus minus 44 de volți, total 88.9. Semnal sinus de 1 kHz la intrare. Așa. Osciloscopul digital și pornim la drum. Să fie cu Doamne ajută. Așa. Avem prezența semnalului. Haideți să mărim, să vedem ce parametre. Deci 74 de volți RMS. Dacă măresc, amplificatorul deja nu mai amplifică. Deci 74 RMS, curent consumat din rețea 10 A, tensiunea de alimentare 115 V. De ce 115 și acum vă explic. Așa, 10 A, 74 RMS. Deci 74 de volți RMS în 4 ohmi, asta ar fi o putere egală cu 1369 W. Deci 74 de volți RMS în 4 ohmi se egalează cu o putere de 1369 W. Aici am manualul de utilizare a amplificatorului și producătorul spune așa: la tensiunea de 230 V din rețea alimentat în 4 ohmi vom avea o putere de 1325 W. Deci ceea ce am măsurat eu se egalează cu această putere. Deci totul este corect. În 2 ohmi nu l-am conectat încă, fiindcă în 2 ohmi rar care folosesc aceste amplificatoare, dar noi l-am testat în 4 ohmi. Deci în 4 ohmi avem 1325 W în manual și eu am 1369. Deci toleranța aparatelor de măsură, firele, deci eu cred că noi avem acest parametru. Deci amplificatorul amplifică atât cât este notat și în manualul de utilizare. Așa, în gol amplificatorul consumă 0,27 de amperi. O să mai măresc încă o dată volumul și o să vă explic când amplificatorul nu mai amplifică și apare acel clip. Deci observăm, LED-ul luminează. Ok. Hop. Deci iată, observăm, luminează mai tare. Deci aici este clipul. Iată. Clip. Clip. Curentul de consum 10 amperi. 74 RMS, tensiunea 117 V. Micșorez volumul, se micșorează și tensiunea. Deci avem 1369 W în 4 ohmi, canalul stâng. Haideți să vedem și temperatura. Am o temperatură de 30. Așa. 35 de grade, pe primul tranzistor, pe radiator am 36. Aici avem 29. Totul este ok. Dacă să comparăm cu Electroboost P3000, acest amplificator nu se încălzește. După cum a fost forțat, are o temperatură foarte mică. Așa, ce să vă mai spun? Da, cu sursa de alimentare, deci haideți să verificăm încă ceva. Eu voi mări volumul, așa, deci iată am semnal, așa, curentul 2 amperi, deci inițial în gol avem 89 de volți. Mărim volumul, amplificatorul, observăm ce se întâmplă cu tensiunea. Deci tensiunea scade și la un moment dat, această tensiune crește. Crește. Ceea ce ne demonstrează faptul că odată cu mărirea volumului crește și tensiunea de alimentare. Deci iată, pe fiecare canal avem așa un circuit de alimentare care
în dependență de mărirea volumului și de creșterea puterii, consumul de curent crește, respectiv și tensiunea crește de alimentare. Un lucru foarte interesant, foarte bine gândit, anume la aceste modele de amplificatoare. Nu vreau să intru în detalii la funcționarea anume acestui moment tehnic, dar vreau să vă spun că amplificatorul funcționează foarte stabil. Până acum am chinuit canalul stâng, dar foarte tare l-am chinuit. Deci iată, când apare clipul, LED-ul verde luminează mai tare. Așa, iată, avem aici 77, 10 amperi, 114 alimentarea. Super! Acum vedem a doilea canal. Continuăm testarea. Am conectat tot la canalul 2, toate aparatele de măsură. Și îi dăm. Așa, curentul. Curentul deja nu mi-l măsoară corect, fiindcă eu am conectat pe primul transformator. Așa. Acum voi conecta. Așa, am conectat al doilea.